Salutare! Mi-a dat cineva un Leandru și uitați cum arată. Este pur și simplu plin de păduchile alb al Leandrului. Să vă arăt mai de aproape. Frunzele tinere din vârf deja au început să se răsucească, după cum vedeți. Și este pur și simplu infestat. Este o invazie și nimic altceva. Ce este păduchele alb al leandului? Este o rudă cu păduchele testos. Tot așa are o carapace care îl acoperă, îl protejează. Însă, după cum vedeți, are o culoare albă. Nu sunt maronii, precum păduchii țestoși. Și nu stau doar pe verso. Observați și pe verso cât sunt. Sunt pur și simplu și pe față, și pe cotor, peste tot. Da? Sunt la fel de periculoși. Acest leandru a ajuns în stadiul acesta în doar 2 săptămâni. Dacă să înțelegeți cât de repede s-au înmulțit. În doar 2 săptămâni arată de parcă ar fi nins. Haideți să vă arăt și cum este la frunza aceasta. Ia uitați. Uitați acolo unde la încheietură. Da? Aici. Uitați cât de mulți sunt. Pur și simplu, unul peste altul. Nu este exclus. Cred că da. Uitați cum se vede și aici. Este posibil să fie și păduchii lânoși. Acesta așa apare. Uitați-l că acesta apare un păduchi lânos. Nu știu dacă focalizează. Nu prea reușesc să focalizez. Acolo. Da? Vedeți, acolo este un păduchi lânos. Vedeți, este așa, are o... E ca și cum ar fi mai pufos. Mă rog, dar marea majoritate a lor sunt, de fapt, păduchele alb ale leandrului. Așa se numește. Puteți să căutați pe internet și o să găsiți poze cu el. Va trebui să îl tratez, pentru că de-aia mi l-a dat acea persoană, să-l vindec. Și spre norocul meu, încă mai am soluție de mospilan pe care am preparat-o pentru a trata un lămâi de tripși și de păduchi țestoși. Și îi voi face primul tratament. Vedeți în descriere link către videoclipul pe care l-am făcut când am preparat această soluție și cum am stropit lămâiul. Și aceea soluție o să o folosesc și în acest caz. Pentru lămâi a dat rezultate foarte bune, după doar 2 stropiri toți păduchii țestoși au murit, iar în sol tripșii aproape că au dispărut după 2 stropiri. Am făcut și cea de-a treia stropire și o să văd rezultatul și în sol. Bun, haideți să-l și stropim.
Aceasta este soluția. Muspilan 20 SG. Este un insecticid sistemic care intră în circuitul sevei plantei și are o acțiune de lungă durată, adică nu doar acum în momentul în care stropim, cum sunt insecticidele de contact. Recomandat este, dacă vă întâlniți cu această situație, să izolați această plantă, să faceți tratamentele și să o separați de celelalte flori pentru a nu se împrăștia acești produse. Cam asta este tot. Acum o să vă țin la curent cu evoluția lui. Au trecut 10 zile de la primul tratament și pare că arată tot cam la fel leandrul, așa că urmează să-i fac următoarea stropire, dar înainte o să îl șterg pe verso, pe spatele frunzelor. Uitați cum arată. O să le șterg cu lavetă imbibată în soluție, aceeași soluție cu care voi stropi după aceea întreaga plantă.
Cam așa arată acum după ce am curățat o frunză. Restul picățelor care au rămas sunt un fel de cicatrici ale rănilor. Și așa o să fac cu toate frunzele. Gata, l-am șters. După cum vedeți, arată ca și cum ar fi alt leandru. Da, deci sunt frunzele curate și pe verso. Și acum urmează să-l și stropim. Este cel de-al doilea tratament. Asta este. Peste încă 10 zile vedem cum evoluează. Au trecut 10 zile de la ultimul tratament. Arată în continuare bine leandrul de când l-am șters și pe față și pe verso. Frunzele acestea parcă au mai crescut un pic. Vârful în continuare este așa creț, adică nu și-a revenit întru totul, dar este pe drumul cel bun față de cum arăta. Și acum îi voi face cel de-al treilea tratament și ultimul cu soluția pe care am folosit-o și la celelalte două tratamente. Gata. Și îl voi mai ține sub observație încă vreo 10 zile și dacă totul este în regulă, îl voi da înapoi persoanei care mi l-a dat să îl fac bine. Cam asta este tot. Cu această soluție puteți stropi leandrul pentru a scăpa de păduchile alb al leandrului și chiar și de alte specii de păduchi, precum păduchile țestos. Sper să vă fie de folos. Vă doresc multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți.